Partida de deschidere a turneului final Euro 2016 din Franța, dintre echipa țării gazdă și naționala a României, este așteptată cu interes maxim de milioane de iubitori ai fotbalului și în prim centrul atenției este și atacantul Denis Alibek. Cu câteva zile înaintea deschiderii turneului final, ziarul L'Echipe scria că românilor le lipsește un jucător mare, dar tricolorii formează o echipă compactă și organizată perfect. Și subliniază că echipa a avut cea mai bună apărare din preliminarii, cu doar 2 goluri primite. L'Echipe l-a citat din nou pe Gheorghe Hagi, care a spus că Alibek este cel mai bun atacant român și că a venit momentul să-și arate calitățile. Aceeași publicație amintește că la începutul primăverii, selecționerul Anghel Iordănescu a considerat că Alibek este prea gras și că trebuie să slăbească 2-3 kg, dar că jucătorul Astrei Giurgiu a reacționat de la primul meci, marcând o triplă împotriva lui Dinamo. Campion al României, el a încheiat sezonul cu 19 goluri și 14 pase decisive în toate competițiile, a mai scris L'Echipe.